Ministerul Educației Naționale împreună cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, inspectoratele școlare și universitățile din țară au organizat în zilele de 14 și 15 iunie cea de-a doua ediție a Congresului Educației la București. Din județul nostru au participat la eveniment inspectorul școlar general Florin Gardin și rectorul Universității din Pitești, Ionel Didea. Congresul și-a propus să devină o platformă de dezbatere pentru oamenii școlii și pentru aceia preocupați de bunul mers al educației. S-a discutat despre educația, instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale. Permanent și cei din Finlanda spuneau de această excluziune socială. O altă secțiune a vorbit despre dezvoltarea profesională și evoluție în cariera didactică. O alta, îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale, ceea ce și noi am început anul acesta. Și rezultatele s-au văzut la numărul de olimpici care au obținut premii la nivel național. O alta, rolul parteneriatului școală-întreprindere, aceasta pentru învățământul tehnic mai ales. Printre invitați s-au numărat și Liviu Maior, ministrul educației în perioada 1992-1996, în timpul căruia a avut loc și primul congres al educației, dar și consilierul ministrului din Finlanda, țara cu unul dintre cele mai bune sisteme de educație din lume. Ei spun că reforma a început-o prin anii 70 și a durat și durează în continuare până în prezent. Prima fază a fost cu privire la asigurarea resurselor umane și a resurselor financiare. Până în anii 2000, tot s-a umblat la curriculum, tot s-a umblat la stabilizarea sistemului, pentru că prin anii 60 erau două tipuri de școli, școlile pentru oameni bogați și școlile pentru oameni săraci. Și atunci, ca să nu mai există această discriminare, au găsit soluția ca să unifice cele două școli prin ajutorul de la stat. Ajutorul de la stat venind prin acest after school generalizat. Toate școlile, toți elevii din Finlanda se duc la școală pentru 8 ore. În cadrul congresului au fost dezbătute pe parcursul celor două zile diverse teme educaționale, cele mai importante fiind dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică sau învățământul superior românesc în context european.